seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la Jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele teme ale zilei. Un incendiu de fond forestier se desfășoară de două zile în zona montană a comunei Padeș, într-o zonă foarte greu accesibilă. Pompierii spun că flăcările sunt greu de stins, deoarece se intervine cu elicopterul până la locul intervenției, fiind aproximativ 4 ore și jumătate de mers pe jos. Având în vedere că zona este foarte greu accesibilă, am cerut sprijin către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru a se interveni cu un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație. Se intervine în acest moment cu un elicopter Black Hawk. S-au efectuat deja 12 lansări, iar misiunea este în dinamică până la lichidare, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Prima firmă care a câștigat o licitație pentru realizarea unui lot din cele 600 de locuințe pentru tineri în cartierul Narcise din Târgu Jiu a finalizat deja proiectul tehnic. Astăzi, constructorii au prezentat machetele la sediul primăriei municipiului Târgu Jiu. Luna următoare urmează să înceapă deschiderea de șantier pentru demararea lucrărilor. Fiecare apartament are living, dormitor, baie, bucătărie. Suprafața construită este de 154 de metri, suprafața desfășurată 462 de metri. Numărul maxim de persoane care adăpostește un imobil este de 12 persoane. Ele au fost împărțite conform studiului geotehnic în patru categorii A, B, C, D, în funcție de natura terenului de fundare. Fundațiile sunt de tip continue pentru loturile A, B, C, pentru zona D va fi pe radier general. Lotul pentru care a fost deja finalizat proiectul tehnic și la care vor demara lucrările este cel mai mare dintre cele 4 scoase la licitație, cuprinzând 70 de construcții a câte 6 apartamente. Conform graficului de execuție, că mai rămân 3 luni, se poate ajunge undeva la 25% din proiect. Termenul de execuție este de 18 luni. Începând de la ordinul de începere. Asta undeva din septembrie. Deci din septembrie 18 luni. Asta înseamnă 2026, luna martie-aprilie. Da. Dacă mergem pe faptul că mai avem 3 luni de zile din acest an, cu 12 din anul viitor, și asta înseamnă începutul lui 2026, dar nu toate ele presupun că se vor finaliza. Se vor finaliza deci nu se apucă, etape, da. Ne apucăm deci, deoparte și... Dacă îmi permite. Și este contractul cel mai mare, fiindcă noi avem mai toate cele 100 de blocuri, sunt cuprinse mai multe contracte de finanțare, toate proiectele pe execuție. Acesta este contractul cel mai mare, cel de 70 de blocuri. În această perioadă are loc și procedura de licitație pentru selectarea firmei care va realiza proiectul pentru introducerea de utilități în mini-cartierul locuințelor noi. Separat de realizarea acestor construcții, mai aveam și obligația de a realiza toate utilitățile pentru cele 600 de apartamente. Suntem în procedură de licitație, din ce aflu de la colegii mei undeva la sfârșitul lunii septembrie, vom avea și firma care va executa lucrările pentru realizarea tuturor utilităților, canalizare, alimentare cu apă. Încă aproximativ 6 milioane de euro lucrări. Până acum au fost depuse peste 1000 de solicitări din partea tinerilor care îndeplinesc condițiile cerute, însă autoritățile locale spun că cereri pot fi depuse în continuare, urmând a fi selectați solicitanții cu punctajele cele mai mari. Deputatul USR Radu Miruța a publicat ieri pe pagina de socializare anunțul din sistemul de achiziții publice pentru primul lot al drumului expres Filiaș-Târgu Jiu, în care este subliniată condiția găsirii unei surse de finanțare. Liderul USR, care a susținut mereu că reprezentanții PSD mint în legătură cu execuția lucrării acestui drum de viteză, spune că aceasta este dovada că lucrarea nu are asigurată finanțarea și, prin urmare, nu se poate executa. A fost publicat oficial de către Compania Națională de Infrastructură Rutieră în sistemul de licitații de achiziții publice, în care este menționat negru pe alb că nu are finanțare. Deci dezbaterea despre acest drum, îl avem pentru cei care... dacă are sau nu finanțare, astăzi s-a încheiat. Acolo scrie că această licitație este valabilă în următoarele condiții: aprobarea finanțării, deci nu există finanțare,
iar vedeți subliniat în partea de jos, altfel fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Acesta este un text standard pentru licitațiile care nu au asigurată finanțare, pentru că altfel nu s-ar mai pune această condiție. În urmă cu două zile, reprezentanții PSD postau pe paginile de socializare informația că a fost lansat în licitație primul tronson de pe raza județului Gorj din drumul expres. Anunțul de pe platforma publică de licitații arată că în cazul în care nu se realizează obținerea finanțării, este imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, va ajunge mâine după amiază în Gorj. Reprezentanții liberalilor gorjeni au confirmat că liderul de la nivel național va fi prezent la o întâlnire cu membrii de partid la Târgu Jiu. Întâlnirea este programată pentru ora 18 la Muzeul Județean de Istorie Alexandru Ștefulescu, după care va fi susținută și o conferință de presă. Nicolae Ciucă face un tur prin țară în această perioadă după ce și-a exprimat dorința de a candida la alegerile prezidențiale și acum încearcă să obțină aprobarea și susținerea organizațiilor din teritoriu. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a prelungit cu 7 zile perioada în care programul de vizită al pacienților este de 2 ore pe zi. În cazul în care numărul infecțiilor cu coronavirus va fi în creștere, măsura reducerii programului de vizită va fi prelungită și după 26 august. În ultima săptămână, spun reprezentanții unității medicale, a crescut numărul infecțiilor cu coronavirus. Ca urmare, pacienții vor putea fi vizitați de luni până duminică în intervalul orar 14-16, cu o durată maximă de vizită de 15 minute per pacient. Portul echipamentului de protecție este obligatoriu, aceasta însemnând mască de protecție, halat de protecție și botoși. Echipamentul de protecție va fi pus la dispoziția vizitatorilor de către unitatea medicală. Pentru toate secțiile ATI, vizitarea pacienților este permisă zilnic, de luni până duminică, între orele 13-14 și 19-20. Măsurile sunt necesare pentru reducerea transmisibilității virusului SARS-CoV-2 la nivelul unității medicale și pentru protejarea pacienților și a personalului medical, mai spun reprezentanții spitalului. Un bărbat din comuna Scoarța a fost reținut după ce și-a agresat socrul și l-a amenințat cu moartea. Ginerele acuzat de lovire i-a distrus socrului și luneta de la mașină. Bărbatul lovit a fost preluat de un echipaj smurd și condus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ieri, poliție și în cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un bărbat în vârstă de 38 de ani din localitatea Piștești din Deal, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că acesta și-ar fi amenințat cu moartea socrul în vârstă de 52 de ani și l-ar fi lovit cu palma în zona capului, iar ulterior cu un corp ascuțit ar fi spart luneta autoturismului pe care acesta îl conducea și îl parcase în fața locuinței fiicei sale. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea tuturor măsurilor legale. Polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 38 de ani care și-a petrecut noaptea în arestul inspectoratului de poliție. Două persoane au ajuns la spital miercuri după amiază după ce mașina în care se aflau a fost acroșată de un autotractor. Cele două victime circulau din direcția Cocoreni spre Rovinari pe drumul național 66, iar în localitatea Bâlteni, la efectuarea unui viraj la stânga, autoturismul a fost acroșat de un autotractor. Ieri pe drumul național 66 Bâlteni a avut loc un eveniment rutier cu victime, iar în urma cercetării la fața locului efectuate de către polițiștii rutieri a ieșit faptul că impactul între cele două autovehicule a survenit ca urmare a schimbării direcției de mers autoturismului condus de un tânăr de 21 de ani care a intrat ulterior în coliziune cu un autotractor. În urma impactului dintre cele două autovehicule au suferit leziuni șoferul și un pasager aflat în autoturismul condus de tânărul de 21 de ani, aceștia fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Tronsonul pe care a avut loc accidentul este unul pe care se produc frecvent accidente rutiere. Din păcate, unele dintre incidente s-au soldat chiar și cu morți. Eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu, a fost comemorată azi în centrul municipiului natal, lângă mausoleul din piața prefecturii. La eveniment a participat și o strănepoată a cunoscutei eroine, care a povestit lucruri mai puțin cunoscute despre femeia care a murit pe frontul de luptă. După terminarea celor 4 clase care le-a absolvit la Vădeni, părinții nu și-au permis să o dea mai departe și au luat-o cu ei să muncească ca toți ceilalți din Vădeni pe moșia boierului Plemiceanu. Acolo a descoperit-o Maria Plemiceanu și a luat-o ca fată în casă. Aceasta ajunsă în familia Plemiceanu, a descoperit biblioteca familiei și bineînțeles că în pauza de masă, în loc să se ducă să mănânce, ea fugea, se furișa în bibliotecă și citea câteva rânduri din câte o carte. Lucru care a fost descoperit de familia Plemiceanu, văzând că ea renunță la mâncare pentru a se duce să citească câteva rânduri în fiecare zi, au hotărât să o dea mai departe să meargă la școala româno-germană din Târgu Jiu, apoi la liceul din București. Cei prezenți au ascultat fragmente din viața Ecaterinei Teodoroiu, pe care nu le-au învățat din cărțile de istorie. După moartea fratelui ei Nicolae, a luat arma, a mers pe front, a fost rănită, a ajuns în spitalul din București, apoi la Iași, unde l-a cunoscut pe locotenentul Pănoiu. Acolo s-a înfiripat o frumoasă poveste de dragoste. Iar la ieșirea din spital, ea a fost cerută în căsătorie de acesta, exact în parcul Popou, sub teiul lui Eminescu, iar inelul era împletit dintr-o crenguță din teiul lui Eminescu. Mulți probabil nu știu această poveste, de asta am zis să vă povestesc și despre partea sensibilă a Cătălinei, să vă spun că ea cânta la vioară, scria poezii, dar pe lângă toate aceste lucruri de sensibilitate a predominat curajul. În scenă a fost pus și episodul morții eroinei de la Jiu pe frontul de luptă. Evocarea Ecaterinei Teodoroiu s-a încheiat cu depuneri de coroane la mausoleul din centrul municipiului. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Numele meu este Diana Țivu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!